Marți, vremea va fi în continuare caldă pentru a doua decadă a lunii februarie, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice, la deal și la munte. Norii vor predomina și va ploa spre seară și noaptea în vest și în nord-vest, iar dimineață vor fi condiții de ceață la periferie. Miercuri, deși în regiunile intracarpatice valorile termice vor marca o scădere față de marți, vremea va fi mult mai caldă pentru această perioadă din an, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor uda vestul, nordul și centrul țării, în timp ce la munte, pe creste, vor fi și lapovițe și ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 5 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în centrul țării, la Sibiu. Luna februarie ne aduce în continuare temperaturi normale în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, cei din centrul țării se pot trezi cu mai multe ploi față de restul zonelor. Centrul European de Prognoză a făcut primele estimări și pentru următoarele două luni. Astfel, luna mărțișorului vine cu temperaturi normale, iar în unele zone va fi chiar și mai cald. Luna aprilie, în schimb, va fi mai rocoroasă decât în alți ani. Pentru Jurnal de Reghin, Loredana Bendriș și Gal Botond.